Sunt Maria Jalbă, am 58 de ani și locuiesc în satul Borogani, raionul Leova. Astăzi voi pregăti urzici pe care le-am învățat de la mama soacră, Irin. Mă strădui să le iau numai vârfuliețile. Așa m-am deprins și iau cu mâinile goale. Cel mai bine e să culegem și să pregătim urze ca în luna, la sfârșit de februarie, început de martie. Și este o mâncare de post, este o mâncare foarte bogată în vitamine. Părinții mei n-au pregătit, Dumnezeu să ierte. Însă căsătorindu-mă și venind în capul acesta de sat, în partea din jos, soacra mea, în postul mare, îl trimite pe socrul meu să-i aducă urzeși. Soacra mea a pregătit. Am vrut să mănânc, iar avea un aspect nu chiar frumos și nu. Dacă n-am văzut că soțul a mâncat și ceilalți cinci copii erau deja căsătoriți a soacrii mei și toți au venit, și jinerii, și nurorii, și mâncau toți cu poftă. Ia să încerc și eu să mănânc. Și când am gustat prima dată, foarte tare mi-a plăcut. Cât au trăit socrii, pregăteam și eu, pregăteau și ei și ne împărțam. Îi duceam luăm mama, soacră, câte o strachină, când făcea ea, când o dovedeam eu, făcea ei, că ei erau bătrâni, se ducea socrul meu și aducea și soacra pregătea toată ziua. Când veneam de la școală, urzișile erau gata. Maria Jalbă este profesoară de limbă franceză în liceul și gimnaziul din satul Borogani, raionul Leova. După ce au decedat, eu nu cred că au trecut un an, o primăvară, ca eu să nu pregătesc urziși. Când o fierbem, ea se face puțină și trebuie să strângem mai multă urzică. Pentru sosul de urzici avem nevoie de usturoi, ceapă, morcov, urzică și făină. După ce am strâns urzica, luăm și scuturăm fiecare iată așa, le curăț că nu, să nu aibă gunoaie, să nu aibă crenguț, să nu aibă ierbușoară. Apoi o spăl și o spălăm mai mult de apă. Urzici acum s-au împuținat, nu prea găsești. Am aici chiar două case de unde pot strâng. Aici unde am strâns mai știe, da? Aici o casă nu prea știe lumea că este. Și eu așa, eu să fiu prima. Așa. Eu m-am născut într-o familie de 3 copii, eu fiind cea mai mică. M-am căsătorit după facultate. Casa părintească mea în partea din sus a satului, deoarece satul este împărțit la noi partea din sus, partea din jos. Eu din partea de în sus m-am căsătorit în partea din jos. Când a venit mama după logodnă, la câteva zile, o, dragul mame, dar apoi și e alt sat, când trăim departe, eu părut așa mai deosebit față de mahala din sus. Soțul e ultimul, în familia lui, i-s 6 copii, el fiind mezinul, a rămas aici, pe loc, deoarece soacra mea așa a spus, că mama ei a zis, Nuță, dacă ai să mai ai un băiat, să rămân aici, să-și facă casă. M-am deprins de acum, la vârsta aceasta m-am deprins aici și îmi pare că aici trebuia strâns fiu. Maria Jalba are 2 copii, ambii plecați peste hotare. Băiatul locuiește și lucrează în Franța, iar fiica în Marea Britanie. Aici nu vor să se întoarcă, regretăm că nu sunt lângă noi, dar ce să facem? Ne bucurăm când ne întâlnim. Atâta cât suntem în viață,
Asta e scopul, să întâlnim cu ei. Lăsăm murzica să fiarbă în apă clocotită timp de 10 minute. Cât fierbe murzica, eu am să-mi pregătesc prăjitura pentru sous. Asta e un sous de post. Pentru murzica avem nevoie de recepe tăiate mărunt și un morcov dat prin răzătoare. Soț și eu am fost severi cu copiii noștri. Nu au fost alentați, au muncit și au învățat. Tatăl pe timpul îi spunea că n-așteptați să vă învăț cu bani. Învățați. Vă știți, înainte când se făcea un nunț, nu se pregătea mâncarea ca acum la local, dar acasă. Și te duceai la ajutor. Și tot timpul mă uitam, dar cum se face asta, dar cum și te învățai. Dar acum, sigur, pe internet. Coaja asta de ceapă eu o strâng, am de acum două pachetele. Le strâng și vopsesc ouăle la Paște. Ingresul dau la găini care mai are ceapă și nimic nu se pierde. Alții spun că înainte a fost mai ușor, dar eu personal, eu părerea mea, să nu spun nici acum nimeni mai ușor. Pentru că mi-a fost greu, că erau copii mici aici, mamă, soacră, tată, sufru, bolnav, bătrân, trebuie să am grijă. Aveam și copii și pământ și soțul mai mult pe drum, că a lucrat în poliție și mai mult pe drum și mi-a fost greu. Acum e mai ușor. Trebuie să dăm prin chiroșcari. Mama soacră, după ce o strecura, o punea într-un ceaunel și îl punea pe tata, socru și cușitoriu, chisa, și eu am făcut până unul de mult, tot așa. Dar acum cu mixerul mai ușor. Acum a să iau și un pic de făină, 4 linguri, cred că să fie destul. Așa, după ce am amestecat bine și s-a răjit și făina și urzica, din apa care am fiert urzicele, adăugăm peste urzici, cât a să trebuiască. Da, așa, mie îmi place nici gros, nici subțire, potrivit să fie. Niciodată n-am mâncat fără să nu pregătim și măliguță. Hai poftim, servim zicele. Arată așa cum ați vrut? Da, desigur. Dacă să doriți mai usturoiet, eu n-am să mănânc usturoi. Gustos. Nu trebuie usturoi mai mult. Nu trebuie mai mult, da? Perfect.